Bine ați venit la turul studioului 2020! Important lucru din această cameră, butonul de 100.000 de abonați care este alătura foarte recent canalului. La începutul acestui an am făcut suma de 100.000 de abonați, acum deja suntem la aproape 130.000 de abonați. Deci nu uitați, dacă sunteți noi, dați voi acolo pe butonul de like și subscribe. Aici avem canapeaua asta destul de mare, avem acești bureți într-o formă mai ciudată așa, nu știu, vreau să spuneți ce părere aveți despre bureții ăștia. Eu zic că față, decât să fie gol, eu zic că arată destul de ok. Am mai pus și un burete acolo pentru că era destul de gol și acolo. Vreau să spuneți în comentarii, foarte important, ce să pun pe peretele ăla acolo. Vreau să-mi spuneți în comentarii exact cum v-am spus și în ultimul video. Dacă mai țineți minte, în ultimul tur al studioului v-am întrebat ce să punem pe perete, mi-ați spus LED-uri. Am pus LED-uri, aceste nanolifuri care, sincer, fac un vibe așa de mișto în camera asta, deci sunt mega, mega mișto, dar sunt și foarte scumpe, sincer. Haideți să continuăm, aici avem ghiozdanul meu pe care îl folosesc de obicei când car lucruri mai mari. Ghiozdanul de la Trust pe care l-am câștigat la București Gaming Week. Este un ghiozdan de 300 de lei care nu știu de ce costă atâta. Eu l-am câștigat că am făcut un victory royale pe Fortnite, adică e ceva. Bine, nu un victory royale normal, am făcut și cu ceva kill-uri. Am luat primul cel mare, cică, nu știu, habar n-am. Aici jos, după cum ați văzut și de pe live-uri, avem beanbag-urile pe roșu și pe negru. Două culori foarte mișto care se asortează destul de bine la camera asta, zic eu. Foarte, foarte comode, poți să și dormi pe ele. Aici avem volanul de la Logitech G29. Foarte popular pentru că foarte mulți v-ați uitat la unboxing, am văzut că are aproape 400.000 de vizionări. Aici la primul sertar avem un porc din Minecraft, foarte, foarte drăguț, luat de la Dreamhack. Nu știu exact din ce an, dar luat de la Dreamhack. O șapcă de la Republic of Gamers. Aici avem placa de captură, deja avem un mic spoiler pentru că avem două calculatoare. Placa de captură de la Elgato 4K60 care își face o treabă foarte bună, care sincer și-a meritat banii pentru că deja aveam calculatorul cumpărat, dar trebuie să mai iau doar treaba asta ca să pot folosi două calculatoare concomitent pentru un live și-a meritat banii. Mașinuța asta în tema camerei, alb și negru, clasică, foarte mișto. Aici avem lama din Fortnite, după cum vedeți, foarte drăguță, împreună cu colecția de cărți foarte citită de mine. Iar aici avem drona Mavic Mini, o dronă foarte bună, care la aproape 2000 de lei își face treaba foarte bine, adică zbor cu ea 30 de minute, filmez Full HD, 60 de frame-uri, poți și 2.4K, deci își face treaba foarte bună, foarte ușoară, e bună. De la DJI. În vitrină, pe primul raft, avem cutia de la YouTube, unde a venit premiul din America, cutia de la Logitech, de la mouse-ul Logitech. Iar în raftul de jos avem cana pe care am primit-o de la doamna dirigintă pentru Andrei, cel mai bun șef al clasei, a noua E. Am primit cana asta de la dirigintă, mi-a foarte drăguț, dar după aceea în următor ne-a părăsit, așa că... Iar aici avem 3 sticle goale de apă plată, iar aici jos o chestie pusă că nu-i nimic acolo important. Aici este dulapul, la fel ca și anul trecut, cu oglinda asta. Bine, între timp a suferit o traumă oglinda asta, dacă ați văzut, a fost spartă pe unul dintre live-uri, dar a fost înlocuită și arată identic. Deci tot ok, într-un dolar știți deja ce este, haine. Hai, acum o să trecem la setup, lucru care s-a schimbat cel mai mult de la ultimul tur al studioului. Și cam așa arată în mare setup-ul. 3 monitoare, 2 calculatoare, un calculator de gaming aici, un calculator de streaming acolo. Iar acum haideți să intrăm adânc în ele. În primul rând avem căștile astea de la SteelSeries Arctix Pro Wireless pe care le-am schimbat fix astăzi. Deci sunt mega mișto căștile astea. Scrie și aici că sunt cele mai bune căști wireless de gaming. Eu până acum am avut căștile Arctix 7, dar după 3 ani a trebuit să le schimb și eu pentru că se văd urme de uzură, după cum vedeți. Și o să trecem la next level cu aceste căști de la SteelSeries, care sincer vă zic, eu dacă nu aveam Arctix 7 nu puteam să fac audio-ul de pe cele două
calculatoare. Pentru că treaba asta mică de aici, emițătorul ăsta de la RT7 m-a salvat să nu cumpăr un mixer și m-a salvat de, cred că ceva bani, adică chiar câteva sute de lei. La noua versiune de căști avem un nou transmițător care este mult mai mare și mult mai avansat. Ce îmi place la versiunea asta nouă este că se le pot conecta și la telefon prin Bluetooth foarte ușor și sunt mult, mult mai bune din câte am înțeles. O să le testez și o să vă dau un review cât mai detaliat în curând. Sunt destul de sigur oricum că căștile nu o să mă dezamăgească. De data asta avem și două baterii. Înainte era cu fir, era o chestie destul de stresantă pentru că trebuia să le țin cu firul băgat atunci când mă jucam. Acum direct o baterie o să stea mereu aici l-a încărcat și una o să fie în folosire, deci nu o să mai avem niciun dezavantaj dacă este wireless. Acum o să începem direct cu setup-ul și o să trecem de la stânga la dreapta. Avem aici primul monitor de la Legion de 144 de Hz. O să aveți toate detaliile, perifericele și nebunile în descriere. Dacă mai aveți ceva întrebări, nu evitați să mi le lăsați în secțiunea de comentarii. O să încerc să răspund la cât mai mulți din comentarii. Aici avem primul microfon, da, avem două microfoane care sunt cam aceeași chestie. Aici avem un braț de microfon cu microfonul de la Audio Technica, cu un burete foarte drăguț. Iar aici mai avem încă un microfon de la Audio Technica, tot cu un burete, tot cu un braț de microfon, pentru că v-am zis că eu aveam două setup-uri în același timp și aveam nevoie de două microfoane cam la fel, pentru că își face treaba și acum le folosesc. Ăsta este microfonul pentru calculatorul de gaming, ăsta este microfonul pentru calculatorul de streaming de pe care mă aud pe live-uri. Aici avem prima tastatură, tastatura mea principală de la Corsair. Am câștigat-o la Comic-Con, la o competiție de CSGO. Știu doar că costă în jur de 800 de lei, atâta. Nu știu modelul, dar o să aveți un link în descriere cu ea. Aici avem mouse-ul de la Logitech G Pro Wireless, foarte mișto. Aici avem un mouse de la ROG, avem ROG Gladius 2, foarte mișto. Căștile mele vechi, pentru că acum le-am înlocuit cu Arctic Pro Wireless. Avem o tastatură de la Marvo cu iluminare foarte mișto, 360 de grade, care e foarte mișto. Și o tastatură mai micuță am lăsat-o pentru calculatorul de streaming. Eu nu prea folosesc tastatura de la calculatorul de streaming. În principal mă interesează tastatura asta și mouse-ul ăsta. Ăsta îl folosesc doar ca să manevrez celor calculator, pentru că vedeți, monitorul din față este doar de la calculatorul de gaming, iar ăsta din dreapta și cel din stânga sunt de la calculatorul acela din spate. Între timp am schimbat și cooler-ul cu unul pe răcire pe apă, Arctic, foarte bun, cu un procesor nou, Ryzen 3800X, care își face treaba foarte, foarte bine. Avem acolo o figurină din Fortnite, foarte drăguță. Iar acolo avem placa video RTX 2070, oricum o să aveți toate specificațiile în descriere. Aici avem GoPro-urile, GoPro Hero 8 și GoPro Hero 5, pe care le folosesc la car vlog, foarte bune. Dacă erați curioși de cable management, cam așa se prezintă situația. Eu zic că am făcut o treabă destul de bună, pentru că sunt două calculatoare și o grămadă de cablu. După cum vedeți pe aici, o grămadă de cabluri trec, dar totuși din față nu se vede absolut nimic, doar de aici din spate se văd cablurile. Te eu zic că le-am făcut destul de bine ca să nu se vadă niciun cablu. Cam așa arată situația de jos, vedeți, doar cablul de la pedale se vede, în rest totul e în regulă. La al doilea calculator de streaming la fel, am înlocuit cooler-ul tot de la Arctic, foarte bun, numai că ăsta este pe aer. Iar acest calculator are un Ryzen 7 2700X cu o placă video GTX 1080 de la ASUS. Toate specificațiile le aveți în descriere. O altă chestie care am adăugat a fost acest ring light, care este foarte bun și vă recomand, dacă faceți YouTube, să vă luați o lumină de genul să vă vină în față, pentru că toată treaba asta m-a costat vreo 300 de lei, dar sincer merită, pentru că îți crește calitatea destul de bine, indiferent de ce facecam mai avea, pentru că îți vine mult mai multă lumină în față și totul se vede mult mai clar și mult mai bine. Aici avem web-ul de la Logitech Brio 4K, aici avem boxa principală de la sistemul 5.1 din toată camera, Trust, foarte bun. Boxa inteligentă de la Google, Google Home Mini. Iar aici lângă o să vină și stația, transmisătorul de la căștile Arctic Pro Wireless, care sincer abia aștept să le testez. Deci dacă ai scaunt, vă scoate acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal cu clopoțel. Nu uitați, dacă mai aveți ceva întrebări legate de setup, să le lăsați în secția de comentarii. O să încerc să răspund la cât mai mulți dintre voi întrebări legate de orice din cameră. Eu am fost Andrei. Sper că am acoperit totul în acest video, să nu mai fie alte întrebări pe viitor. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao.